Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul meu de aici de la grădina mea. Astăzi vreau să fac repede gărdulețul ăsta aici, imediat să vă arăt despre ce este vorba. Practic gardul care era acolo, că după cum vedeți a mai rămas o parte, gardul care era aici, o să-l mut în partea asta aici, o să-l mut mai aici. De ce vreau să fac gardul ăsta aici? Pentru că mă gândesc aici cum vor fi găinile, dacă mai intri la ele și ce știu, poate scapă vreo găină, să duce în grădină sau vreun animal și alte chestii. Vreau să fiu mai sigur, plus de alta dacă grădina nu e delimitată, adică să aibă un gard ceva, mereu uit de sparanghelul ăsta și calc pe el, că am călcat de nu știu câte ori pe el și e păcat de el că e bun sparanghelul și nu vreau să îl pierd, că dacă calc mereu pe el, e normal că se distruge. Și de aceea vreau să fac gard aici, eu deja am bătut niște pari, am bătut unul aici, unul acolo, în capăt. Și unul aici am bătut. Aici va fi o poartă destul de mare, va fi aici, ca să poți să intri și cu ce vrei, cu orice. Am lăsat și loc de poartă. O să fac mai altfel poarta, vedem. Asta rămâne pe parcurs. O să vedeți voi ce... Te să mut toate astea iar de aici, nu știu, să vedem că până nu mă sistemez bine cu grădina, nici nu știu unde să le pun. Momentan tot așa o să le mut de aici și să le pun în altă parte provizoriu. Vedem, pe undeva pe aici prin magazie le pun. Am preparat eu aici terenul. Am să le pun aici undeva aici sus, unde am pus și scândurile celelalte. O să pun o parte din ele aici și să vedem ce nu intră. Văd, le pun pe undeva pe aici, că oricum trebuie să sistemez bine și magazia asta, să fac curat, că sunt lemne aici care sunt și bune și de foc. Să vedem care le păstrez pentru... să le recuperezi pentru ceea ce îmi trebuie mie, care nu le tai repede și le pun pentru foc. Plus că asta trebuie neapărat să scap de ea, să vedem când, nu știu, că tot zic mereu că vreau să o fac, să o tai, să scap de ea de buturuga asta de aici, dar încă nu am reușit. Trebuie neapărat să cumpăr o lamă mai lungă la drujba mea și să-l fac cu aia, că drujba pe care o am eu nu ajunge decât până la jumate, până pe aici. Că uite, se vede și urma. Cam cât vine. Și măcar dacă iau o lamă un pic mai lungă, măcar să ajungă până aici. Sau și până pe aici, dar măcar cât de cât să fie un pic mai lungă, ca să poți să tai frumos, că mie îmi trebuie pentru alte chestii și de-aia vreau să o tai felii. Că așa dacă era o tăiam de mult, tot ce o părțeam și până la urmă o dădeam eu de aici. Dar e chestia că îmi trebuie materialul de la ea. Nu vreau să îl prăpădesc. Îmi trebuie mie pentru alte proiecte pe care vreau să le fac eu și de asta vreau să păstrez buturuga asta. Că mai am încă o buturugă aici, mai am și buturuga asta și asta la fel. Vreau să o păstrez, să fac ceva din ea, pentru niște proiecte de ale mele, să vedem dacă o să-mi iasă, va trebui să găsesc și spațiu, în fine, nu despre asta era astăzi. Astăzi vreau să fac gardul ăsta, mut repede astea de aici, să vedem cum fac, dar trebuie să profit cât mai repede că... Ia uitați ce vreme frumoasă mă așteaptă. Dar nu înainte de toate, v-aș ruga tare, tare mult să lăsați și voi un like la acest clip și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Știu că sunteți mulți dintre voi care vă uitați la clipurile mele și nu sunteți încă abonați. Pe mine mă ajută tare, tare mult, pentru voi nu știu dacă înseamnă ceva, dar pentru mine înseamnă foarte mult dacă vă abonați la acest canal. Nu primesc nimic, dar mă motivează să fac și eu cât mai multe clipuri. Așa că nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la acest canal. Și acum să trecem în continuare la acest clip. Și apropo, e gratis să vă abonați și să lăsați like. Voi să știți că eu, înainte, nu prea suportam mănușile. Eu când lucrez nu suport mănușile, dar să știți că mănușile contează. Pentru că uite, cum e lemnul, îți mai intră cât o așchie din aia de lemn și e nenorocire. Dar de-aia sunt foarte bune... Deși eu nu-mi place să lucrez cu mănuși, dar chiar că se merită să lucrez cu mănușile, că îți mai intră cât o schijă din lemne. Da, momentan astea pentru foc, care sunt pentru foc, le dau pentru foc. Thank you.
Tocmai ce a început și ploaie. Cum observați, este ud prin grădină, așa că zile trecute a plouat bine, e bine că a plouat și acum vreau să-mi continui treaba acolo, să fac gardul. Ce frumos e usturoiul care l-am pus în noiembrie și ăsta l-am pus acum prin ianuarie, ceva de genul. Iese și ăsta, aici e spanacul, ia uitați cum a ieșit. N-a ieșit el bine, că l-a luat vântul, sămânța, am prăștiat-o și a ieșit așa, aici pucolea, dar e bună. Aici e ceapa, dar nu se mai vede nimic, oricum, că când o să înceapă să iasă, atunci o să se vadă bine. Aici, bineînțeles, va trebui să cosesc, să tai cu motocoasa, să tai toată iarba asta și după aia să sap. Acum, da, după cum ați văzut, mai în față, o să mă apuc să termin gardul aici. Aia, cum prin timp bun, cum mă apuc să -mi fac treburile, să fac tot ce pot. O să mă apuc repede să liberez aici tot, pentru că în ziua aia n-am mai putut să mai liberez, pentru că începuse ploaia, începuse bine. Am reușit să iau câteva să le pun la locul lor. Astea toate aici le-am pus frumos, că astea o să-mi trebuiască la acoperiș. Să vedem eu cum pot să-i dau... Cum pot să-i dau polistironul ăsta jos, că astea au fost de la un tavan fals și au fost fixate, după aia a fost pus polistiren. Să vedem cum dau ăla jos, dacă nu pot să-l dau jos, văd eu unde, o să vedeți voi după aia cum o-i face, nu știu. Sau poate aveți vreo idee cum să-l dau polistirenul ăsta jos, că e lipit, e foarte bine lipit cu un adeziv și să ia cam greu. Poate aveți voi vreo idee cum să-l dau jos. După lemn. Între timp, după cum observați, am reușit să fac curat aici, să iau toate astea. Bine, am mai făcut și alte chestii pe aici. Am stricat și gărdulețul la care era în partea aia acolo, am stricat tot. Și acum să mă apuc să termin să fac pe ăsta. Deci să trag, să pun după sfoară. Șapte metri jumate și eu am cât stâlpi am aici. Așa se vede. Am 2, 3. Și-a venit. Nu știu dacă e bine la 1,20, da? Ca să nu crape lemnul aici deasupra, lec cu sârmă. O să vedeți că nici nu mai crapă. Ci poți să dai, să bați la el cât vrei tu. Dacă legi aici, nu-ți mai crapă lemnul. De data asta am să încerc să leg doar într-una. Până acum am făcut-o în două sârmă. Acum ce să fac într-una? Ar fi fost o idee și mai faină să ai un colier din ăla care doar cu un fel de clamă simplă,
L-ai pus aici și l-ai strâns. Și ai rezolvat problema mai repede și mus la fiecare stâlp. Ar fi o chestie. Da. Eu fac cu ce am. Trebuie să-l bat cam pe la latul. Acum dacă e la bolobox sau nu e, nu e că mă interesează așa tare. În fine, următorul la 1.20, unde e metru? Eu mereu pierd metru, că nu știu unde îl pun. Nu e prima oară când pierd metru. Așa, tot așa la 1.20, după aia vedem cât rămâne distanță. Nu e că 1.20 perfect, la ochi, așa, nu că... V-am spus, vreau să fie grădina asta, să fie frumoasă, să fie spectaculară. E un spectacol aici. Să arate frumos. Gabriel. S-o par la eu. Așa. Vreau să arate frumos, să-mi placă. Eu fac pentru mine, să-mi placă frumos. Nu mă interesează cum vede lumea. O fac cum știu eu. Tot așa. Hai că mă duceam pe spate. Asta e deja crăpat, da. Dar îl pun. Îl pun. Vieni qua. Dove vai? Non andare di là, vieni qua. Sì, sì. Torna indietro. Ultimul stâlp. Vede? Să-mi dau seama așa, să-l pun cât de atât. La centru. Nu știu, voi ce spuneți? Se vede drept? Ia uite. A? Se aliniază. Nu e perfect. După cum observați, nu e chiar perfect, perfect, dar în mare parte se aliniază. Cum am spus, cum am mai spus, nu e că mă interesează așa chiar exact perfect, la perfecție. Dar să fie acolo frumos, cât de cât. Bineînțeles, aici deasupra o să-i mai pun, nu știu, o scândură, ceva de genul. Așa protejează și lemnul parii ăștia, nu plouă să intre apa în ei. Că fiind așa, intră apa în ei. Așa rezistă mai mult. O să le pun cât o scândură așa frumos până în capăt. Bineînțeles, n-am scândură așa lungă, dar o să pun scânduri așa. Și îi și ține rezistență. O să pună rezistență mai bine. Acum mă pun repede să pun plasa, să vedem cât îmi ajunge asta până unde, că mai am, o pun în bucăți. Nu știu că mi ajunge să acopăr toată asta, dar cu siguranță nu mi ajunge. Ceea ce am acolo, mai am niște bucăți. O fac din bucăți.
ia. Stai așa. Da, poți să stai așa. Nu poți să stai așa. Punem așa aici. La înălțimea asta. Oameni buni, cam asta este tot. Am reușit să termin gardul de făcut. Am pus și scândura asta frumos aici deasupra. Am pus aici o diagonală așa ca să întărească, pentru că aici va veni poarta aici. Nu știu dacă o să o fac doar dintr-o bucată poarta sau să o fac din două bucăți, că după cum vedeți va veni o poartă mare. Bine, nu chiar foarte mare, pentru că de aici din stâlpul ăsta o să mai plec un alt stâlp undeva pe aici. Undeva până în zona asta. Am pus ăsta aici ca să țină bine, să țină și gardul ăsta aici. Și am să mai pun un stâlp undeva pe aici ca să fie, o să pun unul din ăsta așa pătrat. O să-l bat în pământ să fie ca ăsta pătrat, ca să poată să vină balamaua frumos pe el. Că de-aia am pus și ăsta. După cum ați observat, l-am pus și pe ăsta și l-am pus frumos la boloboc. Deja era la boloboc stâlpul ăsta și chiar m-am uimit și eu, pentru că ăsta l-am bătut fără să pun bolobocul pe el, l-am bătut așa la ochi și a ieșit perfect drept. Îi lans, nu știu cum sunt, cum i-am bătut, dacă sunt perfect la boloboc, dar nu mă interesează prea tare. Pe mine m-a interesat mai mult aici
pe capătul ăsta aici unde va veni poarta, că trebuie să fie drept cât de cât la Boloboc, pentru că după aia dacă nu e la Boloboc, nu va mai veni poarta cum trebuie. De aceea o să pun și aici o poartă frumos, dar trebuie să vedem din ce o fac poarta, pentru că trebuie să fac o poartă ușoară, să nu fie prea grea ca să pot să o deschid. Mă gândesc, poate o să fac din, uite, din ăsta, că e ușor, nu e, ăsta e tablă mai mult. O să fac din, uite, că chiar acum mi-a venit ideea că am ăsta aici. O să fac din ăsta, nu o să fac poarta prea înaltă, chiar și joasă, vedem. Oricum, o să vedeți voi pe parcurs, nu știu, să vedem, dar aș vrea să închei clipul aici, pentru că este deja târziu, deja soarele se duce în nori, se duce pe partea aia, pune soarele și se lasă întunericul, nu mai pot să mai fac mai mare lucru. Bine, o să mai fac niște treburi pe aici, ce mai am eu de făcut, că mai am de terminat niște treburi, dar o să închei clipul aici, oameni buni. Acum ziceți-mi și voi părerea voastră, vă place ce a ieșit, cât de frumos a ieșit gardul ăsta, sincer să fiu. Îmi place și mie, nu știu dacă vă place și vouă, dar mie îmi place ce a ieșit. Cu toate că eu nu, la început nu știam chiar mai nimic. Eu am învățat așa de la unul altul, am văzut cum face unul și altul și uite așa ușor, ușor am învățat și mie îmi place să fac. Îmi place să învăț lucruri noi și asta, după cum bine știți, este foarte bine să știi să faci mai multe lucruri, că uite, poți să te ajuți, poți să-ți faci singur lucrurile. Fără să mai chem pe cineva, ți le faci așa cum știi tu și cum vrei tu, ca să-ți iasă un lucru bun. Mie îmi place ce a ieșit, nu știu dacă vă place și vouă, rămâne și la aprecierea voastră. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenție, oameni buni, numai bine, sănătate, aveți grijă de voi. Să ne vedem cu bine la următorul clip. Pa, pa, oameni buni! To be honest, I don't think about you. To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I